Slavă cerului că nu mi-ai zis să rămână, doamna Adelina. Păi nu. Sunt foarte fericită pentru asta. Având în vedere că ești trimisa lui Măruță, mă aștept la ce mai hard. Ce înseamnă fericirea pentru tine? Pentru mine fericirea înseamnă familia mea, fetița mea, de când am cunoscut acest sentiment. Când te-ai simțit cel mai fericit om de pe pământ, din lume? Când am născut-o. Când am născut-o pe Zeni, am plâns foarte mult și a fost ca un amalgam de sentimente. N-am știut la ce să mă aștept. Da. Știam doar din povestirile prietenelor mele, însă sentimentul și trăirile în sine au fost ceva de nedescris. Sincer, vreau să încerc din nou experiența asta, adică să mai fac un copil. Care a fost cel mai trist moment din viața ta? Au fost mai multe momente triste și să știi că orice om în lumea asta, indiferent cât de zâmbitor și cât de bine dispus este în fața camerelor, să știi că în viața personală există foarte multe momente care te dărâmă, te fac să plângi, te fac să suferi. Sunt oameni care ne fac să suferim. Cel mai trist moment din viața mea a fost atunci când, în decurs de o săptămână, două persoane foarte dragi mie au murit. Dimineața eram la morgă cu bunica mea și seara prezentam, ce a fost foarte trist. Apoi, în decurs de câteva zile, a murit și cealaltă bunică și a fost... Mama. Da, a fost trist. Am suferit foarte mult. Ce-ți place la tine și ce ar dori să schimbi? Să știi că eu sunt foarte critică în ceea ce mă privește. Sunt foarte perfecționistă, exagerat de perfecționistă și cred că asta mi-aduce de foarte multe ori nemulțumire. La nivel fizic, poate mi-ar fi plăcut să fiu un pic mai înaltă. Ce vârstă aveai când te-ai îndrăgostit pentru prima oară de un băiat? Cred că în școala primară, așa, mi-a plăcut și mie de cineva, dar dragostea e adevărată după 18 ani. Știu că ești unul dintre cei mai cunoscuți și cei mai apreciați influenceri. Dar, de fapt, ce înseamnă să fii un influencer? Adică... Mă bucur că pui întrebarea asta, pentru că foarte mulți oameni nu știu ce înseamnă influencer și se știe că au fost și prieteni buni, foarte apropiați, inclusiv oameni din familie, membrii ai familiei mele, care m-au întrebat, dar cu ce te ocupi? Ce faci? Este o nouă meserie și este o meserie recunoscută la nivel internațional. Care a fost cel mai mare compromis pe care l-ai făcut tu vreodată, iar acum îți pare rău că l-ai făcut și nu mai vrei să-l repeți? Să știi că eu nu sunt omul compromisului. Nu-mi place să fac compromisuri. Tocmai de asta poate că nu sunt pe placul multora. Cred că cel mai mare compromis pe care am fost nevoită să-l fac, nu că mi l-am dorit, a fost să, de foarte multe ori, să petrec mai mult timp în munca pe care o desfășor decât cu familia mea. De ce unele animale hibernează toată iarna? Aș hiberna și eu la fel ca ele. Doamne, deci atât de mult îmi place somnul. Probabil, nu știu, nu le place iarna, nu? Da, nu le place iarna. Nici mie nu-mi place iarna. De asta mănâncă și mai mult vara, pentru că iarna nu există atât de multă hrană. Și ca să trag mai rapid acest anotimp, animalele hibernează. Îți mulțumesc foarte mult că am parcurs prin acest interviu. Sper eu că ți-a plăcut. Faci o treabă foarte bună. Mulțumesc. Să-l pup pe Măruță din partea mea.